Toată lumea ar fi o combinație letală de SARS și HIV, afirmă cercetătorii chinezi. Mai mult, acesta pare să fi fost obținut pe cale artificială, mai spun studii care au fost retrase din cauza presiunilor oficiale. Chinezii trag primele concluzii ale efectelor COVID-19 asupra corpului uman. Aceștia îl compară cu o combinație, în unele cazuri letală, de SARS și HIV, care afectează și plămânii și sistemul imunitar. E foarte posibil, spun cercetătorii chinezi, ca aparatul respirator să sufere leziuni irreversibile chiar și în cazul pacienților vindecați. Rezultatele prezentate până acum se bazează pe autopsiile bolnavilor care au contractat virusul și n-au mai putut fi salvați iar cercetătorii au arătat că SARS pătrunde în organismul uman, interacționând cu o proteină receptor aflată în membrana celulelor. Studii recente indică faptul că noul coronavirus, care are o structură identică celei a virusului care provoacă SARS în proporție de 80%, ar putea avea o evoluție similară. Însă această proteină nu se găsește în cantități mari la oamenii sănătoși, fapt care a contribuit în parte la limitarea ariei de răspândire a epidemiei SARS când doar aproximativ 8.000 de oameni au fost infectați în întreaga lume. În același timp, noi cercetări ale oamenilor de știință din China și Europa dezvăluie că virusul Wuhan manifestă o mutație asemănătoare virusului HIV. Această mutație îi permite să pătrundă în celulele umane, devenind de la 100 până la 1000 de ori mai abil în penetrarea membranei celulare decât virusul SARS. Potrivit publicației South China Morning Post, la sfârșitul lunii ianuarie, o echipă de medici indieni a menționat într-o lucrare acum retrasă din cauza presiunii politice că virusul Wuhan ar fi fost chiar creat în laborator, deoarece asemănările dintre structura acestui coronavirus prezintă asemănări cu HIV, asemănări puțin probabil să fie întâmplătoare. Acum, versiunea oficială oferită de chinezi este că noul coronavirus exista în stare latentă în Lilieci de ceva timp, 20 până la 70 de ani, după care a trecut la oameni prin specii intermediare necunoscute, eventual un pangolin, care este extrem de rar. De aici ar fi ajuns cumva la o piață de animale vii din Wuhan, aflată din întâmplare la câteva sute de metri de un laborator de nivel de securitate 4 care coopera în programe militare bacteriologice. Coincidență sau nu, în acest laborator se făceau studii asupra mecanismelor care permiteau virusurilor de Ebola și HIV să stea în stare latentă în lilieci, fără a provoca îmbolnăvirea. Pericolul contaminării cu coronavirus se apropie de Casa Albă, un participant.